Toamna sărbătorită cu foc imens în județul Argeș. Mii de persoane s-au adunat pentru a păstra o tradiție de 2000 de ani. Localnicii nu lipsesc niciodată de la petrecere, mai ales că în timp sărbarea s-a modernizat. Oamenii nu se mai strâng doar ca să aprindă focul, ci și să danseze, să bea și să mănânce pe săturate. Să vă dați mai spate! An de an, înainte de Sfântul Dumitru, la Topoloveni se aprind focuri uriașe. Denumită a focului Sinebru, tradiția simbolizează trecerea de la toamna bogată la iarnă. De ce ai venit aici? Să aprind focul. Și l-ai aprins? Da. Dumneavoastră, pentru ce ați venit? Să vedem focul. Așa? Și tu pentru ce ai venit? Serios? E frumos? E mare? E mai înalt ca tine? Da. Obiceiurile au suferit ceva modificări. Acum se ține o adevărată serbare cu muzică populară și vițel la proțap. Îl prigem pe la jar, așa, și după aceea îl punem acolo pentru musafir, cum se spune. La cât vă așteptați? Păi o să fie vreo 2-3 mii. Oamenii au stat la povești lângă foc până noaptea târziu, așa cum o făceau și străbunii lor. Focul lui Sumedru are rolul să protejeze culturile odată cu începutul sezonului rece. Cu sute de ani în urmă, flăcările se aprindeau pe dealuri ca să fie văzute de la distanță.